Era o zi însorită de vară. Oamenii se plimbau liniștiți pe stradă și ea se uita pe fereastră și cânta fericită. Era măritată de un an de zile și se simțea o femeie împlinită. În curând vor concepe și un copil și era convinsă că viața ei va fi plină de fericire. A părăsit fereastra amuzată de ciripitul caragios al unei păsări care stătea pe creanga copacului din fața casei lor. S-a îndreptat hotărâtă spre coșul cu rufe și a început să le bage în mașina de spălat. Când tocmai voia să îndese în mașină cămașa soțului ei, vede pe guler o pată de ruj. Era o nuanță de ruj diferită de tot ce avea ea. Ziua a devenit brusc întunecată. Toate planurile ei de viitor au dispărut în câteva secunde. S-a uitat în jos la picioarele ei goale. Un gest absurd, cum absurdă era și situația în care se afla. Nu putea să înțeleagă, nu voia să creadă că este adevărat. El nu putea să o înșele. I-a spus de atâtea ori că o iubește. A văzut în ochii lui, în gesturile lui, în șoaptele lui fierbinți, în săruturile lui pătimașe. Ploaia a început din senin, cu tunete și fulgere. Ziua perfectă până acum câteva clipe s-a transformat în furtună. Influențată de starea de spirit a femeii, nu i-a spus nimic soțului în seara acelei zile. I-a așezat masa ca și în alte dăți. Au făcut conversație, s-au culcat. Dar ea s-a trezit în miezul nopții. I-a luat telefonul și a căutat ceva care să-l incrimineze. A citit câteva mesaje și dintr-o dată și-a auzit soțul tușind și mormăind ceva. A pus repede telefonul la loc și s-a culcat. Dar pe urmă iar s-a ridicat din pat, s-a dus la bucătărie, a tras un sertar, a ales un cuțit și plângând a ridicat cuțitul și a început să felieze un măr. A rămas în bucătărie până dimineață, privind la cuțitul din mâna ei, pe care rămăsese o sămânță de măr. Dimineața s-a dus în dormitor. Încă mai avea în mână cuțitul, dar pe lama cuțitului de data asta nu mai era nicio sămânță de măr. L-a privit cum stătea nemișcat în pat. L-a privit cu ură. El nu mișca și părea că nu respiră. Ea s-a apropiat încet de pat și dintr-o dată alarma ceasului a spart violent liniștea. El a sărit din pat, a mormăit un bună dimineața și a intrat în baie. Pe urmă a plecat grăbit, fără să mai ia micul dejun preparat de soție și fără să o sărute la plecare, cum făcea de obicei. Ea, după ce el a ieșit pe ușă, a aruncat mâncarea pregătită pentru el și a luat cheile și a plecat după el. L-a urmărit de la distanță, abia îl distingea printre oameni.
l-a văzut cum intră într-o cafenea unde n-a stat mult. Și pe urmă ea l-a urmărit printre oamenii grăbiți. L-a văzut cum intră în clădirea de birouri unde muncea. L-a așteptat cu răbdare până seara ca să fie convinsă că nu pleacă de la birou înainte de program. Timpul a trecut greu și când își pierduse răbdarea și era pe cale să renunțe, când mai era o singură oră și el termina programul, l-a văzut ieșind din clădire. El s-a uitat la ceas, a vorbit scurt la telefon și la puțin timp o mașină a oprit în dreptul lui. La volan era o femeie. S-a urcat în mașină în dreapta ei și mașina a plecat. Îl ura. I-a luat totul într-o fracțiune de secundă. I-a distrus viitorul ei perfect, viața așa cum și-o planificase încă din copilărie. A făcut cu mâna unui taxi și a plecat după ei. Cei doi au ajuns în dreptul unei case în care au intrat amândoi. Casa era la mică distanță de casa lor, așa că i-a lăsat taxiul să plece. A încercat să se uite pe geam, dar toate ferestrele erau acoperite. A încercat să audă ce-și spun, dar vocile se auzeau neclar. După aproape o oră, el a ieșit singur și a plecat pe jos, agale. Ea ar fi vrut să-l lovească, să urle la el, dar s-a abținut și a plecat în urmărirea lui. A mers o vreme în spatele lui și în curând și-a dat seama că el se îndrepta spre casa lor. A renunțat să-l mai urmărească și tristă și neputincioasă a rătăcit pe străzi fără nicio țintă. După câteva ore, telefonul mobil i-a sunat lung. Era el. Probabil voia să știe de ce nu e acasă. L-a lăsat să sune fără să închidă. Telefonul a mai sunat odată și pe urmă a tăcut. Plângând și mergând, la un moment dat, femeia a ajuns în dreptul unei vitrine pe care scria "Ghicesc viitorul". A ezitat un pic, dar până la urmă a intrat. În fața ei era o masă cu un glob de cristal. Totul era întunecat, macabru și misterios. O voce tabagică i-a spus să ia loc. Ea s-a așezat cu teamă și vocea a întrebat-o: "Ce vrei să știi?" Ea a șoptit cu un glas firav: Vreau să știu despre soțul meu." Globul a început să pâlpâie și o ceață ușoară se simțea ridicându-se în toată camera. Un tânguit al vocii urca și cobora în tonalitate. Șoapte veneau de pretutindeni și râsete răutăcioase păreau că îl conjoară. S-a așternut liniștea și vocea groasă
i-a spus. Spiritele au vorbit. Mi-au spus că noaptea asta soțul tău va muri. Femeia a scos un sunet de surpriză ca un ictnet și a tăcut multă vreme. Apoi a respirat de câteva ori profund și cu hotărâre în glas a întrebat-o pe ghicitoare. Voi fi arestată? Ha 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 ha